luptă tare în Baia Mare. Are you ready? Introducing first, către colțul albastru din Suceava, în aplauzele voastre pentru Andrei Ostrovanu! Meci interesant, un main event adevărat între Andrei Ostrovanu și Florin Rembo la Maceu la Dynamite Fighting Show, ediția 12-a. Ostrovanu, luptător cu mai multe meciuri față de adversarul său, foarte multe lupte și în afara României pentru Ostrovanu. De partea cealaltă, Rembo, un sportiv foarte inimos, care n-a ratat nicio luptă pe care a oferit-o cei de la Dynamite. Indiferent de numele adversarului, el a intrat în ring, fie că a fost Polea Ciumac, Ion Grigore, nu mai contează gabaritul, înălțimea, greutatea, s-a bătut cu oricine. Da, un luptător curajos, un luptător curajos care nu are pus la nicio provocare. Sunt foarte curios de meciul acesta, pentru că nu s-a luptat de foarte mult timp la categoria asta și prin propria experiență știu că mai am mai aici, la categoria asta, vorbim de viteză, explozie, tehnică. Să vedem cum se va descurca. Sunt convins că va ieși un meci foarte frumos. Avem de partea cealaltă, de partea lui Andrei Ostrovanu, tehnică, viteză, deplasare, și de partea cealaltă îl avem pe Florin Lambagiu, forță brută. Oricum, ambii au spus la conferință, la cântar, că nu va exista repriza a treia, că o să se dea knockout înainte de ori în a treia, ori în a doua, dacă maxim în repriza a treia înainte de vizită, tot o să se premeci înainte de knockout, dar ei vizau pe un knockout în prima și a doua sau a doua repriză. Nu va exista a treia, cel puțin asta. Da, și nouă ne-ar putea să vedem un knockout. Să vedem așa un main event cu un final exclusiv. Rămâne de văzut. Deci e frumos. Și 7 înfrângeri. El este campion AISCA 2019 la 71 de kilograme și campion mondial WKB în 2015. El se luptă pentru IOCIM, coach Alin Bălașa din Suceava. În aplauzele voastre pentru Andrei Ostrovanu! În colțul roșu, vârstă 25, 76, pe main eventul, ultima luptă a serii, spune-mi, Vali, ce faci, te luci cu mine sau nu? Dacă stăți la modă meciul ăsta... Un egal și doar o singură înfrângere. El este o să iau în considerare oferta ta, pentru că o să mă din partea unui promotor, nu din partea lui. Doamnelor și domnilor, se luptă pentru coach Mihai Constantin din Iași, în aplauzele voastre pentru Florin Rembo Lambaciu! La prezentație, cei doi luptători, Florin Rembo Lambaciu și adversarul său, Andrei Ostrovanu. Un main event 100% în această seară. 3 minute fiecare, arbitrul de ring, Ciprian Sora. Ostrovanu și-a dorit foarte, foarte mult acest meci împotriva lui Rembo. L-a deranjat un pic faptul că Rembo a spus că e cel mai bun luptător la această categorie, la 77 de kilograme, și Ostrovanu cumva vrea să-i demonstreze cine este bosulețul pe categorie, nu? Să vedem ce se va întâmpla în acest meci. Dai, văd ce face-off așa impunător în partea Da, a pornit acest meci la îndemnul lui Ciprian Sora. Bun, această lovitură, da. Rembo e greu de clintit, e greu de depus jos. Nu o să-l vezi niciodată să facă pasul înapoi. Îl vedem, s-a dus peste adversarul său. O serie lungă de brațe pentru Rembo. A fost o dreaptă prin garda lui Ostrovanu, care se închide bine acum. Încă o dată serie bună pentru, și lungă pentru Rembo. Ostrovanu face semne că nu a simțit loviturile. Uppercut aici de dreapta pentru Rembo.
Da, un clășar adevărat între doi luptători foarte buni. Da, viteză bună de execuție pentru Ostrovanu. Genunchi acum, a tot căutat acel genunchi, a ratat câteva croșee largi, Ostrovanu. Rembo se închide. Genunchi, uppercut, croșeul de stânga pentru Rembo. Mai bune, mai puternice loviturile lui Ostrovanu, mai hotărâte cel puțin. Da, a avut o serie prelungită, Ostrovanu, care se pare că l-a afectat un pic pe... Da, 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 și sunt foarte bune aceste lovituri de picior din partea lui Ostrovanu, care îl țin la distanță pe Rembo, vin de fiecare dată loviturile pe contră. Aici Rembo încearcă stânga la corp, stânga la figură. Forță mare pentru Rembo. Da. Low kick-uri foarte bune, puternice. Genunchiul lui Ostrovanu încearcă și Rembo în genunchi, croșeu de stânga acum. Încă o dată genunchi pentru Rembo și croșeu, da? Rar l-am văzut pe Rembo încercând genunchi, dar foarte frumos. Ești foarte frumos între cei doi. Exact. Îl vedem pe Rembo având acea serie cu stânga la crop și uppercutul la cap cu brațul stâng. Se duce în față Rembo, ratează croșeul de stânga. Și picior și a ascultat. Rembo a dat un low kick. Da, genunchiul bun pentru Ostrovanu. Seria lui Rembo. Explozie foarte bună pentru Rembo și serii foarte bune. Da, încearcă să lovească cât mai puternic Rembo. Uppercutul bun, da, excelentă lovitura cu brațul drept. Încă o dată Rembo foarte bine punctează cu brațul drept. Uppercut pentru Rembo. A simțit că acolo poate să fie lovitura decisivă. Încearcă la corp, foarte bun și răspunsul lui Ostrovanu. Repriză foarte frumoasă între cei doi. Amândoi sunt determinați să câștige. Îmi place că Ostrovanu îl încearcă pe Rembo cu genunchiul la burtă. Este, de ce îmi place? De ce spun că îmi place? Pentru că e o lovitură de mare tinețe. Și este foarte greu de dat. Trebuie să dai pe pasul adversarului, trebuie să ai un timing foarte bun. Dar se pare că Rembo e de neclintit. Să vedem momentele importante din prima repriză cu atacul lui Rembo. Foarte bună defensiva lui Ostrovanu. Aici Rembo totuși a avut una, două lovituri care și-au atins ținta. Ostrovanu i-a făcut semn că nu a resistit acele lovituri. După care a venit și seria lungă a lui Ostrovanu, care l-a pus în dificultate pe Rembo. A avut fiecare momentele bune în prima repriză, momentele lui bune. Să punctăm... acest lucru. Rembo parcă ceva mai hotărât pe finalul primei reprize. Se duce acum și peste, încă o dată peste adversarul său. Da, nu slăbește o secundă. Serii lungi de brațe. Croșie la burtă, la cap. Puternice din partea lui Rembo. Da, a fost o stângă bună și croșeul la cap al lui Rembo, uppercutul de stânga. Îl curentează foarte bine Ostrovanu. Da, dar Rembo pare mai puternic, mai are lovitorile mai puternice față adversară. Încă o dată croșeu de stânga. Croșeu de stânga încă o dată pentru Rembo. Vine și răspunsul lui Ostrovanu, genunchiul lui Ostrovanu. Exact ce spuneai tu, încearcă la corp Ostrovanu, da, cu genunchiul. Îl ține la distanță pe Rembo, care punctează bine cu aceste croșee. Încă o dată o dreaptă frumoasă din partea lui Rembo. L-a prins în colțul ringului pe Ostrovanu, care reușește un genunchi. Uppercutul lui Rembo, dreapta peste gardă. Ostrovanu trebuie să facă un pic pasul în spate și să lovească, altfel dacă stă așa... Da, încasa foarte mult în această repriză Ostrovanu.
Și Rembo nu o să slăbească ritmul ăsta până la sfârșitul meciului, cu siguranță. Da, bă, e o tactică foarte bună, îl sufocă, nu lasă să se deplaseze, nu lasă să-și facă treaba. Middle kick foarte bună din partea lui Slovanu, dar Rembo închide foarte bine distanța și bine aproape. Da, a încasat o dreaptă Rembo, dar a revenit cu câteva lovituri. Încă o dată genunchiul lui Slovanu. Da, clar, o dată e vizibil. Foarte bună, da, foarte bună. E vizibil ce vrea să facă de aici, de jos. Da. Ultimul minut și Rembo dă din nou drumul la brațe. Croșeu de stânga pentru Rembo, a fost și o stângă bună a lui Ostrovanu. Încă o dată cu genunchiul, Ostrovanu încearcă să-l surprindă pe Rembo, care continuă în același ritm. Rembo e tank în seara asta. Da, ce stânga a reușit acolo. Se va ridica Ostrovanu și va continua lupta. Împinge-l în corzi, se strigă de pe marginea lui Rembo și asta a făcut, l-a dus în corzi, pe adversar continuă loviturile de braț ale lui Rembo, care încasează o stângă de la Ostrovanu. Încă o dată croșeu de stânga, dreapta, stânga pentru Rembo, croșeu și se încheie această repriză. O a doua rundă bună pentru Rembo, mult mai multe lovituri față de prima repriză și mai clare de acest lucru. Da. A muncit foarte mult Rembo în repriza asta, nu l-a lăsat pe Ostrovanu să-și facă jocul deloc. O tactică bună. Vedem cât poate să ducă ritmul ăsta. La cum îl știm, poate mult și bine. A mai rămas 3 minute din această luptă. Main eventul galei Dynamite Fighting Show de la Baia Mare. Ostrovanu împotriva lui Florin Rembo Lambagiu. Și ultima programată în acest meci. Rembo peste adversarul său, face pasul înainte, croșee puternice din partea lui Rembo și răspunsul lui Ostrovanu a fost bun. Ar trebui să iasă din colț de acolo și să nu mai lasă să închidă distanța. Da, și vedem de la Ostrovanu vine câte o lovitură, dar la cam la 5 ale lui Rembo vine și o lovitură de la lui Ostrovanu. Acum încearcă o lovitură în high kick, Rembo îl împinge în corzi, ceea ce a făcut și repriza precedentă. L-a obosit Rembo, l-a dominat din punctul ăsta de vedere cu Ostrovanu, împingându-l în corzi și dând drumul la brațe. Foarte bine blochează Rembo aceste lovituri. Condiție foarte, fizică foarte bună din partea lui Rembo. Da, la... duce foarte bine meciul. L-a lăsat să respire pe Andrei. Oricum ești frumos. S-a dus un minut din această repriză. Iată lovitură lui Rembo la capul. Bună, stânga, croșeu frumos. Încă o dată ratează o lovitură Rembo. Foarte, foarte frumoasă lupta. Bun, percutul. Și croșeu de stânga acum pentru Rembo, care îl împinge pe Ostrovanu în corzi. Se duce peste el, croșeu de stânga low kick. Ostrovanu îi cere să înainteze, să dea drumul la brațe, să lupte cu Rembo. A încercat cu genunchiul din săritură Ostrovanu, bună stânga la corp. O dată croșeu de stânga pentru Rembo, a încasat și el un croșeu. Acum cap în cap cei doi luptători, au dat drumul la brațe amândoi, a încercat și Rembo un genunchi, a alunecat acolo. Bună stânga lui Rembo! L-a zguduit pe Andrei un pic. Da, da, da.
Și l-a împins iar în corz. Continuă cu lăpturile de braț Rembo. Da, foarte multe lovituri expediate de Rembo, care îl împinge încă o dată în corz pe adversar. Intervine sora Andrei. Încă o dată seria lui Rembo, genunchiul lui Ostrovanu. Ultimele secunde în acest match. Da, mid-kick-ul bun al lui Ostrovanu, dar vine și răspunsul lui Rembo pe finalul acestui meci. O luptă foarte frumoasă făcută de cei doi sportivi, Andrei Ostrovanu și Florin Rembo. Lambagiu, să vedem care va fi decizia judecătorilor după trei reprize incendiare între cei doi sportivi. Momentele importante din ultima rundă. Florin Lambagiu împotriva lui Andrei Ostrovanu, în eventul Galei. Am văzut atacurile lui Rembo în ultima repriză și ascultăm decizia arbitrilor judecători. Victorie frumoasă obținută de Florin Rembo Lambagiu în main eventul acestei Gale Dynamite Fighting Show de la Baia Mare. A fost main eventul serii, o victorie foarte, foarte frumoasă a lui Florin împotriva lui Andrei Ostrovan. All right, ladies and gentlemen, avem și premiul pentru meciul serii, 2500 de